Salutare, dragi prieteni, și bine ne-a regăsit la ceas de seară în Hurgada. Salutare, salutare! Suntem aproape de Hurgada Marina, în fața acestei minunate moschei de aici din Hurgada. Am ieșit la ceas de seară pentru că am vrut și am ținut neapărat să mergem până la o agenție de turism pe care am găsit-o pe Facebook, pe un grup al orașului Hurgada. Agenția se numește Ramses Travel Proi, iar noi vom merge acolo până la ei ca să... Mamă, ce face milițianul ăsta cu gardul? Vom merge până acolo ca să le plătim următoarele două excursii pe care le vom face cu firma lor. Să sperăm că îi și găsim. Înainte de a ajunge la agenție, dorim să vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Și bineînțeles și celor care se vor abona, pentru că o să vedeți cel puțin de aici din Hurgada lucruri destul de interesante, zic eu. O să vedeți safari, o să vedeți Luxorul. Am ajuns la agenția Ramses Travel Roy. Dacă o căutați, să știți că o găsiți aici la Greek Taverna. O să stăm de vorbă probabil cu Alina Ramses. Sorry. În sfârșit am găsit pe Alina și pe Maria. Ele se ocupă de agenția Ramses Travel Proi, zic bine? Da. Ok. Puteți să ne spuneți ce faceți voi aici, de fapt? Noi aici așteptăm turiștii români să vină în Hurgada și să vizităm împreună frumusețile Egiptului, să vă arătăm locul de care noi ne-am îndrăgostit și ne-am decis să ne mutăm aici, să vă arătăm istoria Egiptului, Sețile Mării Roșii, avem excursii care cuprind tot. Istorie, distracție, adrenalină. Și cel mai important, noi însoțim turiștii în excursii. Mergem de fiecare dată cu ei și le arătăm tot ceea ce noi am învățat în perioada aceasta. Din experiențele proprii și mai ales de la colegii noștri, avem ghize cipăloși, vorbitori de limba română, dar merg în cainul și colegii noștri. Noi, de asemenea, suntem în excursiile pe mare, în safari, împreună cu voi facem tururi de oraș și vă așteptăm cu mare drag. Și pentru curioși, mai povestim și din viața egiptenilor și din experiențele proprii pe care le avem aici. Eu vă spun sincer că am dat de voi pe pagina de Facebook excursii în Hurgada, acolo am aflat de voi și am auzit doar de bine. De aceea ne-am gândit să venim, să mergem și noi, și noi cu voi, cu firma voastră. Tocmai le-am spus urmăritorilor noștri că am luat trei excursii, una cu un semisubmarin, cealaltă în safari, vom merge mâine, iar cea mai importantă la Luxor, o să vedem cum o să iasă. Așteptăm cu mare drag toți prieteni și pe grupul nostru de Facebook, Vacanță în Hurgada, sfaturi și excursii. Și pentru mai multe informații ne puteți căuta și pe profilele de Facebook. O să las în descriere. Perfect, că sunt multe. Ok. Okay. Să nu plictisim lumea, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat să vorbiți pentru Angie și Marius. Și noi vă mulțumim. Și să ne vedem sănătoși în următoarele excursii. Cu mare drag. Iala, iala.
Mulțumim, Alina, mulțumim, Maria, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Iar noi ne cam grăbim spre cină, nu înainte de a vă arăta Hurghada pe timp de seară, un oraș care arată într-un mare fel și pe noi, ne-a făcut să ne îndrăgostim iremediabil de el. De fapt, de când se lasă seara, acest oraș revine la viață, ca să zic așa. Înainte de a intra în hotel, peste drum aici de noi, există un magazin de băutură pe care nu prea-l vezi în Egipt la fiecare pas. Și am venit să ne alimentăm cu ceva whisky, 205 pounds egipteni. Asta vine vreo 30 de lei, am impresia. Și preferata mea bere, Stella, care costă undeva, am văzut, 41 de pounds. Asta vine undeva în jur de 5 lei. Da, deci ai de unde să te alimentezi în Hurghada dacă doriți ceva de drincuială. De fapt, 6 lei, nu am făcut bine paritatea în magazin. 6 lei costă Stella, o bere egipteană autentică cu alcoolemie de 4,5% la 500 de mililitri, iar acest coniac, am făcut bine paritatea, ca și whisky-ul de altfel acolo în magazin, undeva la 30 de lei. Deci 30 de lei sticla de whisky și coniac, 6 lei sticla de bere. Iar noi suntem cu gândul la safariul de mâine. Abia așteptăm să vedem cum va decurge. Neața bună din holul hotelului Bel Air. Suntem în așteptarea microbuzului care ne va duce în deșert să facem safari. Să sperăm că și astăzi această excursie va fi de neuitat. Fantastici de punctuali acești egipteni. Nu vine să cred cât poate să fie de corecți și de punctuali. Cel puțin până acum. Și limba asta lor. E destul de interesant. Am înțeles Karnak. Ai, ma hi nafs, ma hi nafs hi. La, مش عايزين الريحه هم. اه. رحت وديتهم هناك. قلت له بص, قلت له هني معك ساعه تاخذ الشارع ده, ادي البازارات من جنبيا, شوف انت اللي عايزه ايه. După aproximativ jumate de oră am ajuns în deșert. Un început de deșert, practic. Haideți să vedem ce ne va aștepta de aici încolo. Dacă veniți aici, să aveți neapărat acest card. Că dacă nu, o să plătiți $5.
pentru ăsta, nu știu cât costă în Hurghad. Dar dacă nu vreți să aveți surprize, Angie a avut din ăsta roșu, eu a trebuit să dau $5 pe ăsta negru. O să mi-l pună băiatul ăsta, cred. Și gata. Ne învață și cum se conduce acest ATV. Pregătit, Anci, pentru safari? Da, da. Ok. Cine știe pe unde vom ajunge. Ne-au pus și scarf și cască, zici că suntem pe Marte. Hai că au pornit și motoarele. Ne pregătim pentru plecare încet, încet. Pauză. A învățat și Agi să conducă ATV-ul. Probabil o scurtă pauză de poze. 5 minutes. Okay. Să nu credeți că asta a fost totul. Urmează o altă activitate. Cred că ne plimbă și cu buggy. Și noi care credeam că doar cu ATV-ul ne dăm astăzi, iată-ne și în buggy. Super tare. Și iată-ne din nou la drum. Hello. Hai.
s-a defectat mașina. No, cred că a rămas fără benzină. A făcut și noi pana prostului cu mașina lui ăștia. Bă, deci n-ai cum, mă. Îi spun la ăsta că nu mai trage, vine el, lasă că nu știi tu să conduci, se pune în locul meu. Ce să plece? Oh, I'm sorry, stați aici 5 minute că mă duc să vă aduc benzină. Ok, man, hai că stăm, ce să facem? Ne bronzăm în deșert. Și iată cum Angie a rămas împodmolită în deșert. Bă, n-ai cum, mă. N-ai cum să rămâi fără benzină. Ai grijă! Cred că vine băiatul să ne aducă benzină. Apropo de benzină, costă 2 lei. 2 lei costă în Peco benzina la ei. 10 lire din astea egiptene. Se întâmplă să faci și pana prostului în deșertul african. Gata, și a doua experiență. Din păcate, după această a doua activitate, ne-au cam ținut aici destul de mult, aproximativ o oră, și încă n-am plecat mai departe. Ca o idee pentru cei care veniți aici, aveți totuși pe acel perete priză pentru încărcat telefonul, deci puteți să vă aduceți încărcătoarele cu voi. Până una alta, cât mai așteptăm pe aici, oamenii ăștia ne mai fac și ceva mici. Mici de-al lor, bineînțeles, nu există pic de porc în ei. Să vedem cât de buni sunt. Până la urmă, nu ne-au dat mici. Deocamdată ne-au dat ceva paste, roșii castraveți și un fel de tocană de cartof cu mazăre. Și pâinea asta a lor de casă. Să ne fie de bine. Și un pahar de suc. A treia activitate în sfârșit. Ne urcăm în aceste Toyota. Să vedem unde ne vor duce. Între timp ne-au făcut cadou și o sticlă de apă. Acum. Ultimul. Îmi place de băiatul ăsta, și-a dat drumul în română. Cu cât stă mai mult cu noi, cu atât vorbește mai bine. Treaba faină e că am plecat spre munți. Munții aceia care i-ați văzut când eram cu ATV-ul. Devine din ce în ce mai interesant. Și iată unde
Am ajuns în mijlocul deșertului, între munți, probabil pe aici, acum câteva mii de ani, Moise și-a îndrumat poporul Israel spre Țara Sfântă. Suntem chiar în deșertul egiptean, printre beduini, printre cămile. Hai să vedem unde ne duce ghidul nostru. Hello! Nu știu ce e aici. O să vedem imediat. Una bună, bucată. Ne duce la ceva viețuitoare. Probabil de pe aici, de prin deșert. Șarpe? Șarpe. Aici. Șarpele acolo. Șoarec. Tente! Tente! Broască țestoasă. Și o pârlă. Asta este... Nu? Un fel de... Nici nu știu cum îi zice. Am văzut prin cărțile de zoologie. Cameleon, da. Cameleon, wow! Pentru că... Priviți cum își schimbă culoarea exact. S-a pus pe... Din verde s-a transformat în alb ca și geaca copilului. Ce tare! Ce tare! Șarpele, șarpele! V-am spus eu că învață română. Pe aici ce mai avem? Cam atât deocamdată. Nu. Uite cât e de mare. Vă dați seama că... Uite șapele mele. La argii nu-i plac deloc, deloc, șerpi. Șarpele! Că am mai găsit și eu țestoasă, probabil tot pe aici, prin deșert trăiește. A, un loc destul de interesant. Cămile, cai. Ne duce la beduini. S-ar putea să fie și ceva beduini, într-adevăr, pe aici. În curând o să apună soarele după acele dune, după acei munți. Probabil că există un traseu bine stabilit, pentru că tot se agită ghidul ăsta al nostru să mergem după el. Probabil că fiecare grup merge într-o anumită direcție. Da, aici ne duce în alt cort. Haideți să vedem ce mai găsim și pe aici. Bate vântul, s-a lăsat un pic răcoarea. Asta e, nici nu a pus bine soarele după acele dune de nisip și a început să și bată vântul, să se lase și răcoarea. Copii de beduini, probabil că așa trăiesc ei aici. Uite, fac o ditai plăcinta. Vă dați seama cum trăiesc ei aici. O să gust și eu
din această cocă. Mă ajut tu, nu pot să și filmez, să și rup. Thank you. Cam așa arată, un fel de plăcintă de-a noastră din Ardeal. For Bagby. Din ce vedem aici, sunt ceaiuri și produse artizanale, creme. Creme, handa, for Bagby. Ce miros are? A camfor, ceva. Nu știu. Ceva mentolat. Nu știu. Fel de fel de ceaiuri, fel de fel de poșetuțe, cămile. Deci ceaiul cu 5 și creme cu 6. Dacă vreți ceva, să luați și dați la domnul. Ați văzut ce bine știe cremele 6 și ceaiul. Românește acest egiptean. Până la urmă, Angie s-a decis totuși să facă o tură cu Camila. Eu vă spun sincer, nu o să mă urc din motive umanitare. Totuși am 115 kg și chiar nu. Vă spun sincer, am încercat să o lămuresc și pe Angie să nu se urce, dar mi-a spus că visul ei, sau unul dintre visurile ei, este să se plimbe cu Camila. Așa că, totuși, sunt aici oameni cu mult mai multă greutate decât ea și până la urmă, dacă nu se urcă ea pe această Camila, tot se va urca altcineva. Și până la urmă nu arată chiar rău. Camila, bineînțeles. Un adevăr e că nu a dus-o foarte mult această fetiță care tremură de frig. Toată se tremura, săraca fată. Vă dați seama că ei sunt obișnuiți cu temperaturi din alea de 50 de grade aici, cu siguranță. Acum sunt undeva la 15-16 grade. Salutare! I love you! I love you, Romania! I love you, Egypt! I love you, Egypt! I love you, Romania! Hello! Ah, interesant! Interesant! Pe aici eu mai văd, am mai văzut lume urcându-se și, deci se vede, haideți să încerc să fac un zoom. Era să nu se mai dea jos Camila. Nu m-aș fi urcat, vă spun sincer, nu m-aș fi urcat pentru nimic în lume. Asta este ca lumea. Asta e mărioacă rău de tot. Are și șnur în nas. Și asta este interesantă că este neagră. Să nu credeți că
doar în România există acel război de țesut. His name is... What, who, or... this... this machine. Machine. Ismail... Nur. Nule. 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 In Romania is război. Război de țesut. Noul în Egipt, iată că și aici se țese, nu doar în România. $20 $20 Deci $20, cu siguranță scos la 10. Aici, în această tabără, se pare că suntem invitați la o ceașcă de ceai. De data asta nu o să-l refuz. Un ceai autentic. Și gata, înapoi spre Toyota, înapoi spre jeepuri. Poliția e cu noi, peste tot poliție, ne simțim în siguranță maximă, maximă. Dacă și aici, în mijlocul deșertului, există polițai, asta este un lucru bun. Ne-au luat locul în față, așa că vom sta în spate. Stai șoferul nostru, cel mai bun șofer. Să-l perii puțin, să văd dacă mă și înțelege. You are the best driver in the Egypt. Se pare că nu s-a terminat. Mai avem, cred că, un show în tabăra principală. Am mai vizionat un mic spectacol alături de trei artiști de aici, din Egipt. Și cam asta a fost ziua de astăzi. Nu ne-am bucurat foarte mult de spectacol, pentru că a venit microbuzul după noi ca să ne ducă înspre hotel. Probabil că îl urmărim pe tipul ăsta de aici. Haideți că vedem care este. Belair. Ok, here is Belair. Belair aici. Revedere. Thank you. Revedere. 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 La revedere. 7 ore jumate de când am plecat de la hotel și până am ajuns înapoi. 7 ore jumate câștigate, 7 ore jumate frumoase în viața noastră. Mâine ne așteaptă o nouă zi plină, o nouă zi care va începe undeva în jurul orei 3:30, 4 dimineață. Ne vom bucura de berică, gin tonic, vom merge la cină și apoi în pat să apucăm să dormim măcar 3 ore. Pentru că mâine plecăm spre Luxor. O nouă excursie deosebită, zic, pe care o veți vedea și voi alături de noi, prin ochii noștri. Dar până când vom ajunge în Luxor, eu împreună cu Angie vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Și bineînțeles celor care se vor abona. Pentru că nu au nimic de pierdut, din contră vor vedea doar lucruri frumoase și interesante la noi pe canal. Bineînțeles, totul este gratis, ca aceste băuturi de la All Inclusive din Bel Air. Până la următoarea călătorie, așadar, tot binele din lume, nu uitați,
călătorește, banii se întorc, timpul niciodată.